lucruri și mai grele. Cu alte cuvinte, Paula, ceea ce vrei să-i spui Herminei e faptul că în momentul ăsta, așa cum ar spune generația fiicei tale, friend zone-ul, adică prietenii, anturajul, sunt mult mai importanți decât love zone-ul, adică păi, dragoste. Una nu exclude pe alta, stai un pic să ne înțelegem. Am văzut eu multe cazuri în care dragostea exclude prietenii. Și după aia îți pare rău, am lăsat tot pentru... Nu sunt genul și nici nu recomand nimănui, nu sunt nici genul de femeie care exclude din viața omului iubit pe toți prietenii, chiar dacă nu îi plac. Și nici nu se refugiază într-un cuibușor de nebunii și uită de cei care i-au fost alături în momentele grele. Cred că le putem împărți pe toate dacă avem puțină mobilă la mansardă. Și pentru că tu ai multă mobilă la mansardă, mobilă de aia clasică, adică ești, da, old fashion. Ești mobilată pe veche, așa, dar cu garanție dar pe viață. Dar nu prapul, să știi. Nu mobilă de aia pe care o schimbi odată la 2 ani. Vreau să te întreb, cât de greu este după o relație, o căsnicie, să-ți refaci viața? Știu că ai încercat, ai recunoscut lucrul ăsta, dar n-a mers. N-a mers și ăsta a fost un exemplu foarte bun că nu ar trebui să mă pripesc. Și chiar vorbeam aici cu colege de breaslă și cu prietene foarte bune care au trecut prin experiențe asemănătoare și spuneau, dom'le, și le urmez exemplul, îți dai seama, nu vreau să mai pierd timpul, să dau din timpul meu, să-l dau altcuiva, dacă nu merită, dacă nu simt că merită. A, așa de distracție, sigur, ne adunăm, ne anturăm, ne distrăm, ne urcăm pe mese, mergem în cluburi, sigur că da, dansăm și a doua zi ne strângem mâna, la revedere, te pup, papa, a fost foarte frumos. Dar pe termen lung, nu, încă mai e de pritocit, mai e de analizat, e destul de greu. E destul de greu, mai ales că nu mai am nici 15 ani, nici 20. Da, dar pe de altă parte, nici nu pozezi în victimă. Foarte multe doamne divorțate spun, domnule, dar e foarte greu să mai găsești pe cineva serios, am un copil. Nu mi se pare că pozezi într-o victimă. Străiești viața și iei de la viață bunul și răul, încercând să păstrezi doar bunul și să dai la o parte rău. Adică te duci, te distrezi, cunoști exact lume, nu ești închisă, îți crești și fetița frumos. Iau de la viață și de la oameni exact ceea ce am nevoie. Dacă am nevoie în momentul ăsta de energie, de distracție, de fun, sigur, mă duc, știu, cunosc, am o grămadă de prieteni care au și ei o grămadă de prieteni care nu-și doresc neapărat o relație serioasă și o nouă căsnicie. Doamne, iată-mă! Nu, acum ne distrăm puțin, dăm de momentul ăsta. Nu se știe ce apare mai încolo. Că s-ar putea ca, uite, de aici, dintre firele astea de iarbă, să iasă un băiat care e și el pus pe distracție și care pune ochii pe mine și eu care pun ochii pe el și dintr-o distracție să iasă ceva care să devină foarte serios. Dar nu poți să dai seama de la prima întâlnire. Acum, într-adevăr, sunt deschisă, vreau să mă simt bine, e vacanță, vreau să mă bucur de asta și o să merg într-o grămadă de vacanțe vara asta și nu se știe ce poate aduce nici drumul scurt și nici la lung. Mergi cu Carla sau cu Și singură, cu prietenele, mă rog, cu prietene, dar și cu Carla. Uite, cu Carla plec fix vineri când se întoarce de la tati, de la Cluj. De pe un drum vine, o aștept la acasă, îi schimb bagajul și pornim către munte. Ah, ce tare! Da, da, am și spectacol acolo, la Bran, așa că vom îmbina. Asta e doar vacanța voastră. E vacanța noastră și cu încă o prietenă ne-am gândit, dom'le, hai să mergem un pic și la munte, că o fi distracție și pe acolo. Și pe următorul weekend la mare, așa că... Te-am văzut la mare, de fapt am văzut pe Instagram la tine că da, nu pierzi... nu te dai la o parte de la weekendurile astea de petreceri de la exact, Mamaia. Și nu e genul acela de distracție în care, Doamne, vreau să uit de ce a fost. Nu vreau să uit de absolut de nimic. Face parte din viața mea trecutul meu. 12 ani de căsnicie fac parte din viața mea. Pur și simplu vreau să mă bucur de viață, nici măcar să recuperez timpul, că n-a fost un timp pierdut, a fost un timp câștigat. Am câștigat 12 ani de viață foarte frumoasă alături de un om, am un copil foarte frumos. Vreau să mă bucur de ceea ce mi oferă viitorul și să fiu deschisă ca să atrag
așa cum zic specialiștii în NLP, să atrag ceea ce trebuie. Dar nu e o deschidere de aia falsă, ci pur și simplu iubesc oamenii și iubesc viața. Dar crezi că lumea comentează, spune, ia uite-o și pe asta a venit acum la vânătoare pe litoral. Crezi că pe mine mă interesează ce comentează asta lumea? Voiam să aud. Asta voiam să aud. N-au decât adică... să comenteze. Sunt convinsă că lumea comentează, dar ar fi ceva în neregulă dacă nu ar comenta. Păi comentez și eu, care sunt în showbiz. Când văd pe câte una așa, mă mai fură bârfuleala asta, bârfișoara asta, bârfoteca ieftină. Sigur că dacă suntem femei, suntem oameni, mai comentăm, mai judecăm. E normal. Chiar nu mă deranjează. Dacă n-ar comenta, ar fi ceva în neregulă. Ar însemna că sunt neinteresantă. Dar pot fi neapărat un model. Dar, cum să spun, eu le îndemn pe doamnele divorțate sau despărțite să-și deschidă privirea în jur, să mai schimbe mediul. Mai cunoaștem și oameni noi, că nu se știe. Asta de nu unde... înseamnă că fericirea sau următoarea relație sau dragostea cea mare ți-o vei găsi într-un club. Nu, te duci la vânătoare acolo. Nu mă duc în club să-mi găsesc dragostea, în niciun caz. Nu, mă duc în club să mă distrez, că poate acolo la mare, sau poate pe drum, poate fac o pană la mașină și vine un domn care e drăguț să mă ajute. Nu știi niciodată de unde sare acela. Și dacă nu sare, eu mă simt foarte bine și singură. Am o lume interioară foarte bogată. Cum stai cu beach body-ul? Că înțeleg că e foarte în trending treaba asta, să ai beach body, că dacă n-ai beach body, stai pe cameră. Nu, n-am nicio problemă. Sunt un om destul de asumat. Recunosc că am și șunculițe și nu mă tem să recunosc lucrul ăsta. Nu pot să-mi găsesc un prins, că dacă fac așa încep să fluture toate. Dar pot să-mi găsesc unul de-al nostru. N-am nicio problemă. Lucrez la asta, merg la sală, țin dietă. Am intrat acum într-un proces care să mă facă să mă simt mai bine în pielea mea. Și crede-mă, și acum le spun tuturor, și e o mincinoasă aia care zice că nu s-ar opera niciodată. Dragă, dacă aș avea bani, m-aș opera din cap până în picioare. Cu ce ai începe? N-am nicio problemă. Da? Cu ce ai începe? Cu ce aș începe? Da. Păi aș începe cu sânii, i-aș ridica, știi cum e, gravitația și sarcina și alăptatul, că am vrut să fiu mamă cu actea regulă, și au spus cuvântul și acum ei încep să privească un pic în jos. Ei, i-aș face un pic mai drăznești. Nu mi-aș pune silicoane, dar cumva aș face un lifting. Dacă ai avea bani. Acum știi foarte bine că 90% din showbiz-ul ăsta s-a operat în barter. Da, dar pe barter trebuie să arăți tot. Ori nu am ajuns la... Nu vrei să... Mm-hmm. Nu îmi place decența asta. Aș face pe bani. Adică așa cum și la teatru se plătesc bilete, și la doctor trebuie să plătești niște bănuți. Dacă te liposucție mi-am făcut. Și te sfătuiesc, dacă vrei, poți să faci cu laser. Doamna doctor Miricioiu este acolo, are o mână incredibilă, dar merge și mai departe. Poți să faci liposucție peste tot, că nu poți să te dezbelești așa de toată grăsimica. Și mai mergi și la sală, mai pui lacăt pe frigider. Ce transformări ai observat de când ai pus lacăt pe frigider și dai cu cartela la sală? Păi am mai scăzut, cred că, o mărime la haine. Blugii astea au început să-mi fie largi. Da, au început să-mi fie largi. Și asta mă bucură foarte tare. Toată lumea îmi spune, băi, te-ai mai tras la față. Și asta mă bucură. Mă bucură, făcuțem așa niște fălcute. Deci acum când fac așa, face așa o gușuliță. Acum nu mai e cazul. E mai micuță acum. Și încă mai scad, încă mai scad. Mai am așa un target și după ce termin fac și vibro... Vision Body, e cu un costum cu care fac tot felul de mișcări. Și după aia vreau să mai continui, adică nu mă opresc aici. Chiar dacă ajung la forma dorită, merg mai departe ca să mă tonifiez. Să fac ce n-am făcut în 20 de ani. Hermina, nu știu dacă tu ai aflat unde mai pleacă Paula după vacanța cu Carla. Nu am aflat încă, nu mi-a spus. Plec la mare. Plec la weekendul următor, s-ar putea să fiu la mare, sigur. În seara asta punem parafa pe vacanța de la mare, mă întâlnesc cu niște prieteni mai târziu după ce plec de aici. Plecăm cât în Mamaia. Uite, eu nu am văzut niciodată cluburile din Mamaia. Acele vestite cluburi, similarul celor din București. Nu le-am văzut. M-am gândit să le vizitez, să fac un tour. Deci, că vara asta ești pusă pe distracție. Da, vara asta sunt pusă pe distracție și după aceea, peste 2 săptămâni, plec într-un tur prin țară, pentru că vine fratele meu din Anglia și mergem cu toată familia.
cu familia reunită, cu nepoții, cu mama, cu cățel, cu purcel, pornim munte și apoi ne oprim la mare și uite, așa se va duce toată vara. Și după aia, din toamnă, încep iar cu spectacole, cu repetiții, dar îmi încarc bateriile. Atenție, proprietar de cluburi, vine în control Paula Chirilă, nu weekendul ăsta, da. weekendul viitor. Da. Comportați-vă cum se cuvine, că doamna trebuie primită, tratată și respectată, nu? Da, și respectată. Acum e un cuvânt mare. Îți dai seama că o să fie toți paparații pe tine acolo. De-aia nu pot eu dormi. Deja, o să fie paparații, o deja să văd titlurile. Băi, nu uite cum își înneacă nefericirea în roaba cu șampanie. Da, și eu o să fiu cu gura până la ureche, atât de nefericită, da. N-ai să mă vezi. Nu, nici nu beau atât de mult încât să cazul mese, că nu-mi permite religia. Vreau să mă distrez. Vreau să mă distrez, să mă simt bine și mă pot distra și fără să ridic nivelul de alcool foarte mult în sânge. Îmi place că nu te ferești da. De nimic. Absolut. Nici măcar de dragoste, ai spus-o mai devreme. Nu, sunt foarte curtată, să știi. Păi am devenit o foarte mare scriitoare. WhatsApp-ul ăsta funcționează incredibil. Scriitoare de replici de refuz? Da. Păi și poți de să scrii. Refuz, dar și de... Am reînceput, reînvăț flirtul. Aha. Ăsta nu se pierde nici în căsnicie. Acum nu pot să mint că am fost, ușa de biserică sună ciudată. Și cum ți se pare, cum ți se pare flirtul în 2018 față de acum, nu mai zic câți ani, când încă te mai ocupai cu asta? Adică se pare că e pe mult flirt, e pe multă vrăjeală? Cum sunt bărbații în abordare? Măi, când e pe foarte puțin flirt, înseamnă că nu o să dureze foarte mult. Uh-huh. Dacă nu mă interesează lucrurile astea așa foarte rapide, eu nu sunt pe fast forward. Există domnișoare de fast forward în altă parte, nu aici. Nu sunt genul. No. Dacă omul e dispus să discutăm, să văd și ce are în cap, să văd dacă putem discuta. Că știi, când văd ce se duce chimia, vezi ce mobilă, prima oară, vezi ce mobilă are la mansardă. Exact, despre aia este vorba. Bine. Să văd că e un bărbat ambițios, citit. Să scriu un articol pe Facebook, top 10 cum să refuzi bărbații în ziua de astăzi. Dau top 20. Bine, le așteptăm. Uite că trebuie să înveți și fetele astea mai tinere, de la Hermina, la Elena, la... Dacă nu-ți place, prima oară spui, dragă, sunt într-o relație, îmi pare rău. Dacă nu-ți place și nu știi cum să scapi de el. După aia mai există. Hai, următoarele 19 ne dai la tine pe Facebook. Da, vă pupați, fetelor. Vă las acolo, că e tare frumos, văd.